La bună întâlnire, privitorule! Astăzi răsfoiesc împreună cu tine o poveste la Satul Mare. Și Satul Mare e pleonaz când spui și scrimă. E clar. Vorbim de scrimă, vorbim de campioni, campioni mondiali, campioni europeni, olimpiada, cel mai frumos. Și cine o fi? Ai ghicit. E Cristina Ștal. Sărut mâna, Cristina, și mă bucur că răsfăiesc cu tine o poveste. Bună, Pilu, mulțumesc frumos pentru invitație. Bună ziua telespectatorilor. Sala Sandor Cipler, e clar. Dar până să începem povestea, e pentru prima dată când la o poveste avem spectatori. Adică spectator. E un prieten de-al meu din Satul Mare și nu am cum să vin în Satul Mare fără să-l salut pe Octavian Tulbu. Așa că de aici, de la distanță, Tavi, te salut. Și răsfoim povestea mai departe. E și prietenul tău, Cristina. Așa da. Că avem prieteni comuni. Revenim la povestea Cristinei Ștal. Sala Sandor Cipler, unde în familia Ștal, Iencic, s-a întâlnit prima dată mama ta. Dar vorbim de tine. Când ai dat la bună întâlnire acestei lumi, cine ești, un pic din copilărie și pe aceea intrăm în sală. Nici nu mai lăsăm, nici nu mai respirăm. Păi cred că o să încep chiar cu întâlnirea cu sala. Mama, după ce s-a lăsat de sportul activ, s-a făcut antrenoare și am început să vin cu ea. La început doar în vizită și după aceea, la vârsta de 8 ani, am hotărât să iau și eu floreta în mână și să-mi încerc norocul. Și a fost un noroc pentru tine sau a fost un noroc combinat cu sacrificiu, cu muncă? Sigur că da, a fost... Depinde cum vrem să privim. Putem să privim partea plină a paharului și prefer să privesc așa, pentru că... Bineînțeles că au fost și lucruri mai puțin frumoase, au fost și eșecuri, au fost și ghinioane, dar e interesant că rămâi cu lucrurile pozitive. În momentul în care privesc în urmă și în momentul în care întâlnesc oameni pe care i-am cunoscut în timpul, în timpul cât am făcut scrimă, fie sătmăreni, fie bucureșteni, fie de oriunde din lume, e interesant că acea legătură rămâne destul de puternică și este foarte plăcut să ți amintești de lucruri pe care le-am făcut împreună, să pur și simplu să fii în lumea sportului este o experiență deosebită. Așa a fost pentru mine și cred că pentru toți cei care au... Da, ce au, s-au bucurat, ce au avut succes în competiție... Și au întâlnit normalitatea, pentru că sportul cred că ți oferă cele mai frumoase daruri, dar un singur lucru îți cere, respect față de sport. Cu siguranță. Bun. Și revenim. Cristina, 8 ani, de mână cu, cum îi spuneau majoritatea aici în Satul Mare, mama Cati sau cum... Cu Cati, elevii îi spuneau Cati Neni. Și ai venit de mânuță cu ea? Da, și am început să practic scrima, au venit primele competiții, primele cantonamente și am rămas până la vârsta de 31 de ani. La vârsta de 17 ani m-am mutat la București, la lotul național de junior inițial, după aia am trecut la seniori. Și la vârsta de 31 de ani, în 2009, m-am întors în Satul Mare, după aproximativ 15 ani în București. Perfect. Deci ești o ardeleancă cu mici influențe din București. Da, da, chiar m-am născut în București. Da, atunci mama era la Steaua, nu? Exact. Mama era la Steaua. Pentru ea a fost foarte ușor să accepte ca fiica ei calcă pe urme, dar cum a acceptat tata? Probabil că la fel de ușor. El, la un moment dat, s-a ocupat de jurnalism sportiv
A fost foarte aproape de acest fenomen, l-a înțeles, așa că... Mărturie este chiar și cartea la care ai participat și tu. Așa este, da, da, pe care a scris-o cu mare pasiune și să sperăm că o să mai existe asemenea... Sunteți obligați, pentru că aici la Satul Mare este un duc. Și cred că este singura disciplină sportivă ce respiră de mai mult de 150 de ani la Satul Mare. Probabil, probabil. Să sperăm că păstrăm tradiția. Bun. Hai, spune-ne o poveste din titlul european, vicecampioană mondială de două ori, medalii de bronz de două ori cu echipa. Și cât, înainte de a ajunge la asta, cât de greu sau cât de ușor ți era să lucrezi cu mama? Vina din postură de o familie aștal, 6 olimpiade, 5 mama, una tu, titlu mondial. Era numărul 1 în România. Deci ce să... Da, am moștenit într-adevăr de la mama dorința de a câștiga, dar în același timp emotivitatea pe care am trăit-o pe planșă, probabil că nu am putut la fel de bine să o... Stăpânești? Să o gestionez, să o stăpânesc. Colaborarea cu mama a fost bună exact până în momentul în care interveneau emoțiile. Și atunci, ea fiind o perfecționistă, nu putea să înțeleagă de ce nu reușesc eu să trec peste emoțiile respective și de ce nu reușesc să dau tot ce știu să dau. Ceea ce este de altfel... Este o dilemă a antrenorilor în general, că elevii, copiii, sportivii, de multe ori în antrenament fac foarte bine, învață anumite acțiuni și reușesc să le execute într-un mod excepțional și după aceea când intră pe planșă și intră într-o situație reală, nu le mai iese la fel de bine. Asta... Să zic, eu cred că la majoritatea. Există și excepțiile care sunt invers, care în antrenament nu fac așa de bine. Și provoacă surprize. Exact. Și în momentul în care sunt în competiție, atunci reușesc să se autodepășească. Cristinei Ștal era teamă de succes? Nu cred. Nu cred că era... Nu, nu. Pur și simplu, în anumite momente și... Așa, privind în urmă, îmi dau seama că momentele acelea au fost în cadrul luptelor cu echipa. Deci la echipe reușeam să mă mobilizez mult mai bine. În momentul în care eram acolo toate colegele eram împreună, antrenorul era cu noi, colegii de la alte echipe erau cu noi. Pentru mine, starea asta care se crea era așa o stare de armonie, de pozitivitate. În momentul acela reușeam să mă mobilizez mai bine decât la individual, unde nu există o echipă la fel de mare și nu există o mobilizare de forțe asemănătoare. Dăm filmul înapoi și spunem cel mai dificil adversar al tău. Nu-ți plăcea să-l vezi pe plajă. Orice ai fi făcut, mă păcălește. Erau mai mulți. Erau mai mulți. Sau mai multe. Mai multe, sigur că ce da. Ce nu-ți plăcea să fie atacată? Ce tactică nouă agreai? În general, echipa noastră, echipa României, prin domnul antrenor Petruș Tudor, Dumnezeu să-l odihnească, am dezvoltat la un moment dat o tactică foarte bună pe apărare. Și... ne plăcea să fim atacate. Aveam procedee prin care să contracarăm atacurile. Îmi era mai greu să atac, într-adevăr. În momentul în care trebuia să recuperez, în momentul în care adversarul conducea și eram pusă în situația să recuperez, îmi era mai greu. Iar în ceea ce privește adversarii, îmi era foarte greu să trag cu Laura Badea, de exemplu, dintre trăgătoarele noastre.
Cu vețalii la fel, foarte greu. Multe trăgătoare bune am întâlnit de-a lungul timpului. Un asalt ce ai vrea în fiecare dimineață să-l iei. Un asalt din lunga ta carieră, un asalt. Bă, mi-a plăcut. Da. Yes. Indiferent de competiție. Poate să fie competiție națională, campionat mondial, la olimpiadă, nu? A fost, poate, un moment frumos pentru mine când am câștigat Cupa Mondială, singura Cupa Mondială pe care am câștigat-o, a fost la Budapesta și în ziua respectivă mi-a mers destul de bine și finala cu o unguroaică, Aida Mohamed, probabil că este un asalt de genul acesta în care lucrurile mi-au mers bine și cumva eram în acel flow de care se discută și pe care îl căutăm cu toții, în care, fără să depui foarte mare efort, mergi pe calea cea bună. Aveai tabieturi anume în ziua competiției? Nu prea aveam așa tabieturi deosebite. În timpul asaltului, prin această mască, vedeai pupila adversarului? Nu. Simțeai ce vrea să-ți facă? Prin ce intuiai tu asaltul ei, adversarului? Cum simțeai tu? De unde știai ce urma să facă? Privirea nu o vedeam. În schimb, prin mișcările pe care le făcea, reușeam să-mi citesc adversara. Și ce era cel mai important? Ca eu să fiu stăpână pe ce doresc eu să fac. Într-adevăr, trebuie să știi să și schimbi pe parcurs, dar în momentul în care tu ai un plan bine pus la punct și îl urmărești, cred că asta te ajută. Și de-a lungul carierei tale, ți-amintești o zi neagră pentru Cristina Ștal? Da, și zile negre, sigur că da, au fost mai multe. Una dintre... Poate chiar cea mai urâtă a fost cea de la Olimpiada de la Beijing. Singura mea participare, unde am stat vreo 20 de zile și am tras un singur asalt care nu a mers. Nu mi-a mers. Nu te-ai simțit în... Nu am reușit, da. În apele tale, ce îți lipsea? Știai că îți lipsește ceva? Simțeai că îți lipsește ceva? Când am început asalturi, da, am simțit și probabil că nu am reușit, să trag de timp. N-am reușit să-mi citesc adversara, exact de ce discutam. Era o adversară destul de puternică, o nemțoaică, cu care eram, așa, în funcție de cine prindea o zi mai bună, câștiga, respectiva câștiga. Dar ziua aia a fost net ziua ei. Nu, abia am reușit să o ating. Vrei să vorbim 2 minute despre mama? Sigur. Cum era ea dincolo de sala de scrimă acasă? În relația cu Cristina și cu sora ta? Pe care o salutăm chiar dacă este în Germania? Da. Era o persoană energică și pozitivă. Săritoare. Îmi face mare plăcere când vorbesc cu oameni care au cunoscut-o și toți vorbesc foarte frumos de ea. Asta îmi demonstrează încă o dată că a fost o persoană bună nu numai cu noi, pentru că e ușor să fii bun cu cei din jur, cu familia, cu prietenii. Dar în momentul în care primești semnale și de la persoane care sunt un pic mai îndepărtate de cercul restrâns, e plăcut. Foarte energică. Chiar de foarte multe ori mă miram eu că veneam acasă de la școală, veneam de la antrenament, un pic obosită, și ea imediat mă lua ca și... Te ridica? Da. Uite, cred că tu spunând că aveai emoție, mama ta poate a știut să o mascheze mai bine decât tine. Așa este. Nu cred că... Să o mascheze, să o gestioneze... Atât.
Că emoții erau, ți-am spus la început de emisiune că ești un om bun de două ori. Un om bun de două ori. După ce ai venit de la Olimpiadă, ce ai vorbit cu ea? Chiar momentul așa când am venit, nu mi-amintesc exact discuția. Sigur că am discutat despre acel moment, doar că de obicei noi nu aveam foarte multă vacanță. După Olimpiada respectivă, nu mai rețin ce a urmat. Cu siguranță am avut o vacanță în care am fost și acasă, dar mama tot timpul mă încuraja să fac exact cum simt eu. Îmi spunea că dacă tu mai ai energie și mai simți că mai ai ceva de făcut în scrimă, atunci continuă. Okay. Dacă simți că a fost destul, e decizia ta. Propun să întrecem în alt segment. Un segment, e și un of al meu. Sportivii de înaltă performanță ajung la finalul carierei de sportiv. Nu toți pot să ajungă președinți de federații, nu toți pot să ajungă antrenori. Sportivii nu pot să ajungă să rămână în domeniul. Ce se întâmplă cu ei? Nu este ușor, e adevărat, e un subiect delicat, dar până la urmă, ca și orice alt om, trebuie să găsești calea, să te reinventezi, să cauți domeniul care îți place, dacă nu vrei să rămâi în sport, pentru că așa este, nu rămân toți antrenori, dar poate să rămână la federație, poate să rămână la cluburi, la direcțiile județene. Sunt totuși destule variante. E păcat că unii se îndepărtează cumva de tot de fenomenul sportiv și eu îmi dau seama că până la urmă în sală mă simt foarte bine și mă gândesc așa cum să fac să fiu mai aproape. Toată experiența ta se duce. Cui o lași? Da, e adevărat. Dar în același timp nici nu e așa ușor. Nu e așa ușor să găsești un cadru pentru fiecare sportiv care se lasă. Dacă se dorește, probabil că dacă s-ar putea cumva rezolva acest aspect. Întrebare generală. Crezi că nația noastră are o cultură a sportului? Și încep aici, poate o să-mi ridic dușmani, vorbim de sportul rece de fotbal, este în expresie generația de aur. Generația de aur n-a cucerit nicio medalie de aur. În momentul când spui unei generații de aur și n-a câștigat nimic, eu te întreb, cum se-i spune echipei de spada României la scrimă, care a câștigat aur? Cum se mai spune? Dacă o echipă, o imagine a mai multor jucători, e o generație de aur, și n-a câștigat un aur. Avem cultura necesară, sportivă, să știm ce să facem cu ea? Suntem educați? Că aici nu discut de Cristina Ștal într-o familie de sportivi unde s-a respirat tot. Cred că se pierde. Cred că s-a mai pierdut din cultura sportivă a românilor. Înainte era mai puternică, lumea făcea mai mult sport, era probabil singura activitate, singura evadare din cotidian. Pentru copii era una dintre activitățile frumoase și una din activitățile cu care puteai să mergi la concursuri, să te deplasezi, să vezi țara, să vezi străinătatea. Acum n-a rămas la fel. Acum copiii au atâtea alte alternative de distracție, de petrecerea timpului liber. Și unde lăsăm sănătatea? Pot să am timp liber? Știi cam câți copii cu diabet sunt în România? Nu. Știi că există părinți
ce se grăbesc să le aducă scutiri, să nu facă educație? Da, da, știu, am auzit de lucrul acesta. Acum se luptă să nu mai existe notă, că îi strică media generală. Educația fizică nu este pentru notă, este pentru aici. E adevărat, e adevărat. Dar, în același timp, cred că problema stă undeva și în faptul că nu avem săli și nu avem la școli. Chiar în ultimul timp am fost pe la câteva școli din oraș. Are ministerul un proiect prin care aduce campioni în fața elevilor, exact din acest motiv, să îi aducă aproape de sport, să încercăm să îi convingem să facă sport. Și discutând acolo cu profesorii de educație fizică, cu directorii, la multe școli există problema că nu au, efectiv, nu au unde să facă ora de sport. Și atunci, despre ce discutăm? Că vrem să faceți sport, dar nu știm unde. Sport nu poți să faci pe hârtie. Adică ideea este bună, dar are mai multe aspecte și probabil că ar trebui fiecare atacat cumva. Și ne apropiem de finalul poveștii și o întreb pe Cristina Ștal. Care este calitatea majoră a ei? Care este calitatea ta majoră? Uite, îți dau șansa să te lauzi. În prima parte. Cred că una dintre calitățile mele este faptul că ascult și încerc să înțeleg omul de lângă mine. Și defectul major? Defectul major este că în momentul în care lucrurile nu se întâmplă așa cum îmi doresc, nu sunt destul de deschisă la minte și destul de flexibilă și adaptabilă ca să îmi construiesc planul B, cum ar veni. Cum vrei să o încheiem povestea de astăzi? Exact în ideea pe care ai spus-o tu, că să facem sport. Și nu numai copiii, și adulții. Pe toți ne ajută și 3 ore, până la urmă, dacă reușim să ne rupem din cele 168 de ore care le conține o săptămână, dacă reușim 3 ore să facem sport, deja e un lucru foarte bun și ne simțim foarte bine. Deci 3 ore de sport pe săptămână. Îți promit de acum la filmări, așa voi încheia emisiunea. Cum o închei astăzi? Până la nouă întâlnire, nu uitați, 3 ore de sport pe săptămână.